tânără din Botoșani a fost victima unei agresiuni. Aceasta a ajuns la unitatea de primiri urgențe cu mai multe leziuni la nivelul capului. Medicii au constatat că botoșaneanca a suferit mai multe leziuni la nivelul capului, dintre care un sever traumatism cranian, având și ochiul stâng învinețit. Văzând că fata cel mai probabil a fost agresată, medicii au anunțat organele de poliție. Tânăra a refuzat internarea în spital.